Elena Lupescu, femeia care a controlat destinul regelui Carol al II-lea și al României. Cum o iubire interzisă a schimbat soarta României. Povestea Elenei Lupescu și a regele Carol al II-lea. Relația dintre Elena Lupescu și regele Carol al II-lea. Impact și controverse. Relația dintre Elena Lupescu și Regele Carol al II-lea este una dintre cele mai controversate și discutate povești de dragoste din istoria României. Cei doi s-au cunoscut în anii 1920, pe când Carol era încă moștenitor al tronului. Elena Lupescu, născută în 1895 într-o familie evreiască, era o femeie cu o personalitate puternică și un trecut marcat de relații tumultuoase relația lor a început într-un context de instabilitate în viața personală a lui Carol, care era deja căsătorit cu prințesa Elena a Greciei și Danemarcei și avea un fiu, viitorul rege Mihai I. Întâlnirea dintre Carol și Elena Lupescu a fost una care a marcat o schimbare profundă în viața personală și politică a lui Carol. Deși legătura lor a stârnit scandal încă de la început, Carol a fost profund atras de Elena, iar această relație a devenit rapid una dominantă în viața sa. Influența Elenei Lupescu asupra regelui Carol Elena Lupescu a avut o influență considerabilă asupra deciziilor politice și personale ale lui Carol. Considerată de mulți o manipulatoare, ea a fost adesea descrisă ca având un control extraordinar asupra regelui. Această influență a fost amplificată de natura rebelă a lui Carol, care a refuzat să respecte normele monarhice tradiționale și a preferat să trăiască în conformitate cu propriile dorințe. În timpul domniei lui Carol al II-lea, Elena a fost un factor constant de controversă. Era percepută ca un simbol al corupției și al decadenței din perioada interbelică. A fost acuzată că a influențat numirile politice și că a promovat interesele personale și pe cele ale cercului ei apropiat. Aceste acuzații, reale sau exagerate, au contribuit la deteriorarea imaginii publice a regelui și la creșterea nemulțumirii populare. Reacția publicului și starea țării. Relația dintre Carol și Elena a fost intens criticată de opinia publică și de cercurile conservatoare din România. Oamenii vedeau în această legătură o abatere de la valorile tradiționale și o amenințare la adresa stabilității monarhiei. Carol al II-lea a fost forțat să abdice în 1925, renunțând la tron pentru a putea fi alături de Elena. O decizie care a dus la o criză dinastică și la instaurarea unei regențe pentru tânărul Mihai. Întoarcerea lui Carol în țară în 1930, deși a fost văzută inițial cu speranță, a adus și mai multe controverse. Relația sa continuă cu Elena Lupescu, care a devenit oficială, a accentuat sentimentul de nemulțumire. În timpul domniei sale, România a fost marcată de instabilitate politică, corupție și creșterea influenței extremei drepte. Sfârșitul vieții și exilul În 1940, sub presiunea mișcărilor politice și a nemulțumirilor populare, Carol al Doilea a fost nevoit să abdice din nou, de data aceasta definitiv. Elena Lupescu l-a însoțit în exil, iar cei doi s-au stabilit în diferite țări europene înainte de a ajunge în Portugalia. În exil, Carol și Elena s-au căsătorit în 1947, dar influența lor asupra României era deja în declin. Ei au trăit în relativă obscuritate până la moartea lui Carol în 1953 și a Elenei în 1977. Impactul asupra României La momentul abdicării lui Carol, România era deja într-o stare de criză profundă, cu teritorii pierdute și o societate divizată. Deși Carol și Elena au trăit restul vieții în exil, impactul lor asupra istoriei României a rămas profund. Perioada lor este adesea văzută ca un moment de declin al monarhiei românești, care a contribuit indirect la instaurarea regimului comunist în anii 1940. Relația dintre Elena Lupescu și recele Carol al ii rămâne un capitol fascinant și complex din istoria României, ilustrând cum puterea și dragostea pot modela, dar și distruge destinele unei națiuni. Scrie în comentarii părerea ta despre relația lor. Așa văd și cine a rămas să urmărească până la sfârșit. Mulțumesc.